Bun găsit, tovare și prieteni. Vreau să vorbesc acum despre problema Am discutat foarte mult despre capitaliști, despre crimele pe care le fac capitaliștii, imperialiștii, mafioți. Acum vreau să vorbesc puțin despre hoții mici. Care abundă în societatea noastră, sunt mulți. Și care au în comun cu proletariatul faptul că sunt săraci. Și au în comun cu burghezia faptul că fură. După cum desigur știți, de la Marx. Este foarte important, de la Marx. Burghezia fură. Plus valoarea muncitorilor. Deci, capitaliștii trăiesc din furt. Deci, capitalistul este un hoț. Pot spune că orice capitalist este un hoț mai mare și orice hoț mic este un aspirant la titlul de capitalist. Acum rămâne faptul că acești hoți mici, în majoritatea lor, nu fură de la burghezi, de la capitaliști, că dacă ar fura de la capitaliști și ar răscumpăra oarecum un pic păcatele, ar deveni mai albi, mai curați. Dar rămâne faptul că marea majoritate a acestor hoți, mici, hoți mici fură tot de la oameni săraci. Și de la, la categorii vulnerabile de oameni săraci, cum sunt pensionare, cum sunt bătrânii, Închipuiți-vă tragedia unui bătrân oria un hoț îi fură pensia. Este foarte grav ce se întâmplă și este trist că sistemul capitalist a adus ne-a dus până acolo încât la situația asta, încât oamenii săraci să se, ba, să se luptă între ei pentru supraviețuire și dacă nu iau pâinea celui de lângă mine, mor eu de foame. Uh. Trebuie să înțelegem că în capitalism nu poți spune, nu, poți, nu mai poți spune uh, replica din socialism, du-te la muncă. Chestia cu du-te la muncă mergea în socialism. În capitalism însă nu mai este atât de ușor, fiindcă în capitalism munca nu mai este tentantă. Asta este deosebirea între socialism și în capitalism. În, în uh, capitalism munca nu mai este tentantă, pentru că munca nu mai este respectată. Totuși, faptul că acești hoți mici fură de la oameni săraci este tot o crimă. Oricum mai dau, -o, e tot o crimă. Înțelegeți? Nu este o crimă mare care să justifice pedepse mari, dar este o crimă mică care să justifice pedepse mici. Pentru cei care, pentru cine care, pentru cel care fură din buzunare, de pildă, în tramvaie, aș da 1 până la trei ani închisoare, dacă este circumstanța agravantă, de exemplu dacă fur toată pensia unei bătrâne. La închisoare tot trebuie să se ducă. Și este regretabil că unii oameni de stânga nu văd asta. Că au ajuns să unii stângiști, descendenții ai de școli de la Frankfurt, au ajuns să consideră hoții uh, mai... Uh, mai revoluționar decât proletariatul. Nu este așa. Un hoț este un hoț până la urmă. Un hoț este un hoț și dacă fură de la oamenii muncii, atunci, indiferent de circumstanțele atenuante pe care le-ar putea avea și are circumstanțe atenuante, îl rămâne tot un hoț. Nu aș da acestor hoți mici ani grei de lagăr, dar aș da un an minim, între minimum un an de închisoare și maximum trei ani de închisoare cu executare integrală, Deci să, să elimine aberația cu ieșirea înainte de termen. Asta este cea mai mare aberație pro-capitalistă, pro-interlopească. Asta am avut de spus. Va fi un video mai scurt. În încheiere vreau să spun că nu poate să existe nicio asemănare între un hoț de buzunare și o prostituată, de exemplu, deși și unii și alții sunt trecuți la categoria lumpe în pentru că un host de buzunare nu-ți oferă nimic în schimb. Deci o prostituată îți oferă un serviciu în schimbul banilor. Un host de buzunare doar îți ia banii și nu-ți oferă nimic în schimb. Deci un host de buzunare, mic cât o fie el, este, un, capitalist, este un, un germene de capitalist. Conține capitalismul în germene. Uh, sigur că există și povestea tristă cu acei copii care sunt uh, folosiți împotriva voinței lor ca hoți de buzunare, de exemplu de mafioții de la țăndărei. Mafioții de la țăndărei care, într-un caz extraordinar de uh, 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 strigător la cer de bajocuri a justiției, au fost toți achitați pentru motiv că, vezi, Doamne, cazul s-ar fi prescris. Este trist că există oameni care fac bani din exploatarea hoților de buzunare. Deci odată le otrăvește sufletul acestor copii învățându-i că e bine să fie hoți și doi la mână se îmbogățesc și își fac palate din banii lor. Eu am trecut la prin de două ori și pot spune că este strigător la cer ce poți vedea acolo. O opulență afișată de cei care s-au îmbogățit fără muncă, care nu poate fi decât strigătoare la cer. Vă mulțumesc, tovară și sper să ne revedem cât mai curând.